Astăzi am început să montăm ferestrele și înainte trebuie să le pregătim. Trebuie să tăiem glafurile. De exemplu, pentru o fereastră de 60 se pune un glaf de 70. Decupăm partea de la perete și trebuie să iasă pentru design în stânga și în dreapta 5 cm, după care o să punem capacele. Dar înainte trebuie să decupăm. Decupăm în felul acesta cu un fierăstrău. Un fierăstrău mai vechi ca să nu spargă. Acesta. După care le fixăm în partea de jos cu două hoșuruburi. Avem deja picurătorii în partea aceasta. O să picure și să se prelingă apa la partea de jos. Felul acesta. Trebuie să folosesc un PZ2, nu PH2, de aceea nu se fixează bine șurubul. Și avem un felul acesta. După care o să fixez mânerele. Ce e foarte interesant, în Anglia se lipesc și teurile, profilele de jumătate care despart ferestrele și sunt sudate în 45 de grade, ca acestea. La noi în România sunt prinse pe drept, sunt frezate, iar după prinse în colțar din metal. Cel puțin eu nu am văzut ca să fie acest model acolo. Înainte să prindem mânerul, desfacem actibildul ca la sfârșit să nu se vadă urât, doar partea de jos.
avem și o cheiță. În felul acesta o să facem la toate. Un alt detaliu foarte bun, îl găsesc eu, la aceste ferestre sunt pe forfeci. Cu posibilitatea de a spăla geamul și pe o parte și pe alta, sticla. Și sunt cele pentru incendiu, cel puțin o singură fereastră în cameră, care se duce cerceveaua în partea dreaptă sau stângă, în caz de incendiu să se poată evacua. Va putea ieși din casă. Se montează foarte ușor. Am dat comandă la o fabrică, pentru că ferestrele de la casa veche sunt sunt mai înalte. Cu 10 cm decât ce găsim în comerț. După care o punem pe poziție. Avem aici cavity closer, este un capac din plastic care acoperă cavitatea. Arată în felul acesta. În felul acesta clipsează fereastra de cavity closer. Acum, după ce l-am pus pe poziție, după ce am pus fereastra pe poziție, o să începem să îi dăm șuruburi. Folosim șuruburi de 100 de milimetri pentru beton, fără diblu, cu un cap tors T30. Scoatem baghetele. Intrăsim mult mai ușor. Și începem. Găurim direct. Cum am spus, folosim un tors 30, T30, un impact. Vezi distanța să fie egal. Avantajul avem pentru că sunt pereții foarte drepți. Cavity closer, garnitura de la cavity closer este pusă în boloboc, pentru că pereții sunt drepți, așa că nu mai trebuie să mai...
Să mai punem, nu mai trebuie să punem de fiecare dată bolobocul pe fereastră. Bolobocul numai vertical, să vedem verticalitatea lui, dacă ne trage sau nu. Da, mai trebuie tras din partea cealaltă. În felul acesta decurge un montaj de o fereastră din PVC. După care acum pregătim pentru a pune tale și a fixa sticla. Pentru ferestrele care se deschid, cercevele, când punem sticla, trebuie să le calăm ca să nu se lase și să nu se mai închidă. Ele au o elasticitate destul de mare, așa că este indicat ca să le calăm. Punem două cale negre, le pun în diagonală. Cale de 2 mm ca să ajungem la fața profilului, după care punem albastre. Avem, folosim cale de mai multe dimensiuni, de la 1 mm la 6 mm. Punem în diagonale. Punem în diagonală. În România avem un avantaj și aceste sisteme sunt colțari cu pene și există un patent care le strânge. Aici chiar nu am văzut, am căutat pe internet, dar nu am găsit. O să iau sticla. Pe poziție. Calarea se face în diagonală. Deci balamalele sunt în partea dreaptă, la partea de jos, partea de sus. După ce am prins partea stângă, vertical, trebuie să prindem și la partea deasupra o cală. Este foarte groasă. Folosim una gri de 4 mm. Vede că aceasta este bună. Normal se folosește o spatulă din plastic, dar
Nu am găsit la magazinele unde merg să cumpăr accesorii. Așa că am folosit o mistrie. Pentru că are suprafața mai lată și nu ciobim sticla. După care prindem profilele. Profilele sunt cu model. Avem un ștab întrerupt. Să mergem din parte ca să se vadă. Banchetele se prind și jos și sus. Iar după se bate. În felul acesta am terminat și ferestrele de montat. Au fost 6 ferestre cu o ușă jos. Acum pregătim spuma. Avem și o pereche de mănuși, să nu ne murdărim. Dar nu folosesc așa ceva. Prefer să pun spumă la partea de sus și partea de jos din interior. Pentru că nu avem cavity closer. Aceste profile au o garnitură, așa că o să prind spuma de afară. Punem foarte puțină spumă, pentru că expandează destul, undeva la 5 cm. Și prefer să nu pun spumă la partea de jos, pentru că avem glaf și nu mai facem reparații pe exterior. După care se taie spuma și se pun glafurile din rigips. Cam atât. Pentru a aprinde această aerisire pentru ventilarea camerei, o să trebuiască să punem, o prindem în plastic doar cu două holșuruburi. Bisul acesta este foarte scurt, nu strânge. O să folosim un prelungitor, un PH2, lung de 15 cm. Nu are magnet, dar o să-i dăm noi puțin magnet, o să-l magnetizăm. Aceasta este pentru demagnetizare, aceasta este pentru magnetizare. Și e destul de bun. Foarte important ca bițul să aibă magnet. Dacă aveți acasă bițuri nemagnetizate, vă sfătuiesc să luați acest sistem de la Vera, foarte bun.
Iar după ce am prins, aplicăm capacele. Acesta este gata. Simte curentul.